Vreau să vă invit să vă aduceți aminte de un text din Sfânta Scriptură care poate să fie tare frumos zilele astea. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul Iisus Hristos vorbește pentru prima dată cu un păgân. Și pentru prima dată unui păgân îi spune: eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt Hristosul. Nu le spusese nici ucenicilor lucrul ăsta, ci spune femeii din Samaria. În contextul acesta al unei revelații atât de profunde și atât de neașteptate, mai există un lucru de o extremă sensibilitate, de o extremă frumusețe. Și anume, descoper aici cum se numea Domnul Iisus Hristos pe sine însuși. Adică, Doamne, unii zic că ești prorocul, unii zic că ești Ilie, unii zic că ești... Mă rog. Dar tu, cine zici că ești? Și încă o dată, nu-l întreb pe Petru, ci îl întreb pe Domnul Iisus Hristos. Tu cum te recomanzi? Și surprinzător, drept răspuns, Iisus i-a zis femeii: dacă ai fi cunoscut tu, ziceți, completați dumneavoastră, darul lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut tu, darul lui Dumnezeu. Despre cine vorbea Mântuitorul când zice darul lui Dumnezeu? Despre El. Când vorbești și când îl auzi pe Domnul Iisus Hristos, nu te poți opri să nu adaugi la textul ăsta în care Mântuitorul spune: eu sunt darul lui Dumnezeu. Nu te poți opri să nu te gândești la un alt text care vorbește despre darul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Iacov 1:17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit vine de sus, pogărându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și cumva, frații mei, în aceste două texte am două nume folosite pentru Tatăl și pentru Domnul Iisus Hristos, extrem de semnificative, în același timp foarte puțin folosite. Tatăl se numește, cum se numește? Tatăl luminilor. Și Domnul Iisus Hristos se numește darul lui Dumnezeu. Suntem într-o zonă în care toată lumea sărbătorește ceva, dar nu știe ce. Sărbătorește ceva, dar a uitat ce sărbătorește, a uitat de ce. Mesele sunt pline cu de toate. Familiile sunt chemate acasă. Se dă liber de la serviciu. Se creează un cadru festiv cum niciodată în tot anul nu se creează. Pomii sunt împodobiți. Casele sunt împodobite. Șoselele sunt luminate altfel. Se vorbește despre faptul că un spirit e în aer. Spiritul cui? Spiritul
nu se știe al cui, dar e un spirit așa în aer care ne elevează, ne înalță. Mie mi-e greu să vorbesc acum, dar cam asta e cultura mea, vorba noilor interpreți care vorbesc atât de mult de cultură. Cultura mea zice că pe stradă ar fi spiritul Crăciunului. Dar ce e spiritul Crăciunului? Cine este spiritul Crăciunului? Nimeni nu știe. Poate să fie oricine, pentru că încă nu s-a identificat cine este Crăciunul. Încă nu s-a identificat. Vorbesc unii de Moș Nicolae, moșii noștri românești. Cine o fi și ăsta? Știe cineva cine este? Nimeni nu știe. Și pentru că este vorba de Crăciun, l-au înlocuit în ultima vreme, de vreo 2 ani încoace, nici nu mai este Crăciun, este Xmas. S-a scos ideea de Christmas, pentru că deranja ideea de Crist, adică și prima parte a numelui Christmas, nu? În limba engleză, că la noi nu există sinonimia asta, deranja că venea de la Hristos, venea sărbătoarea lui Hristos, liturghia lui Hristos, chestii de felul ăsta, mesa lui Hristos. Mă rog, ce poate să amintească lucrul ăsta? Și deranja, și atunci l-au scos pe Hrist și au pus în locul lui un X, mass. În așa fel încât să fie foarte clar un lucru, și anume că noi sărbătorim acum un mare X. Ce e X? O mare necunoscută. Sau un mare necunoscut. Oh. Dureroasă această performanță în care ajunge. Sărbătorim de dragul sărbătorii. Sărbătorim de dragul nostru. Sărbătorim de dragul de a fi împreună. Nu știu, s-a luat sau nu s-a luat, dar e ca la bețivi. E sărbătoarea paharului, un pahar ca să avem în jurul cui să ne strângem, să construim ceva ca să fim la oaltă. Vreau să vă întreb, n-a devenit cumva lumea noastră mai săracă pentru faptul că am uitat de darul lui Dumnezeu? E ca și cum lumea asta n-ar fi fost dăruită. E ca și cum lumea asta n-ar fi primit niciodată un dar din partea lui Dumnezeu, în așa fel când în momentul ăsta să rămână nu doar mulțumitoare, dar extrem de extaziată în fața darului lui Dumnezeu. Frații mei, începem oarecum o sărbătoare de sabat, în care odihna noastră spirituală focalizează sau gravitează în jurul acestui eveniment, și anume al darului lui Dumnezeu pentru noi. Și în intenția și de dragul de a nu uita și noi până la urmă că nu există nicio sărbătoare pe pământul ăsta fără Iisus Hristos. Nu există nicio sărbătoare reală, nu există nicio nimic. Aș dori ca în momentele care urmează să mai cântăm împreună și nu știu ce să aleg, vorba lui Pavel, sunt strâns din două părți. Am două imnuri tare frumoase, unul este 626, la oaltă ne-am strâns să ne rugăm. Al doilea este Iisuse scump, tu te-ai născut. Nu știu care din acestea două vreți să le cântăm mai bine. Poftiți? Amândouă? Bun. Haideți să cântăm două strofe dintr-una, două strofe din cealaltă, ca să ne mai rămâne și puțin timp de studiu al cuvântului în cadrul închinării noastre. Haideți să începem cu 626. La oaltă ne-am strâns să ne rugăm. Să ne rugăm, azi, sau în veșnicie.
cântarea a doua, Iisuse scump, chiar aș dori să, așa cum stăm, să înălțăm o rugăciune încă o dată pentru prezența lui Dumnezeu asupra noastră și asupra cuvântului. Vă invit să vă uniți cu mine în închinare. Părinte Sfânt, în neștiința și în confuzia lumii noastre, ne adunăm, Doamne, să descoperim, să învățăm și să știm de darul lui Dumnezeu pe care l-am primit în Domnul Iisus Hristos. Dă-ne, Doamne, cuvânt și fă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne pregătească inimile pentru ca să primim acest dar în suflet și în inimă și să trăim îmbogățiți în sărăcia acestui pământ. Rămâi cu noi, Doamne, și fă-ți minunea Ta mântuitoare în viața și în dreptul fiecăruia dintre noi. Amin. Și acum, obișnuita, prea cunoscută cântare, Iisuse scump, Tu Te-ai născut spre a noastră mântuire, numărul 105, frate Ghiță. Două strofe și de aici. Frații mei, dacă nu vom înțelege de unde a venit, nu vom pricepe nici de ce a venit. Sunteți de acord cu mine? Teoriile lumii, în momentul acesta, vorbesc despre faptul că e posibil ca Domnul Iisus Hristos să fi venit dintre noi, dintre oameni, pur și simplu, că s-a născut la Betleem și apoi a fost adoptat în familia divină și înălțat de Dumnezeu după înviere, evident, după cruce, înălțat de Dumnezeu la rangul de fiu al lui Dumnezeu. Nu înțeleg de ce toată această gândire chiar nu se gândește la textele pe care Mântuitorul, sau la cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus atunci când spunea: Tatăl, Tată, te rog frumos, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam când? Înainte de a fi lumea. Slava pe care o avea înainte de a fi lumea. Și Mântuitorul spune: dă-mi înapoi slava pe care am avut-o. Nu înțeleg de ce
noi ca oameni uităm de textele care spun sau de cuvintele Mântuitorului care afirmă că El nu se duce decât unde a fost mai înainte și de unde a coborât. Sau poate că chiar nu vrem sau nu putem să concepem și să credem măreția actului mântuirii în această descoperire a unui Dumnezeu care coboară în Iisus Hristos astfel încât toată plinătatea dumnezeirii era în El. Imnul pe care tocmai l-am cântat este de o mare provocare. El spunea, Iisuse scump, la Betleem veniși ca miel de jertfă. N-ai venit altfel. S-a născut ca miel de jertfă, s-a născut pentru a fi jertfit, s-a născut pentru asta, s-a născut să moară. Nimeni dintre noi nu se naște să moară. Deși toți avem parte de moarte. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, toți cei ce se nasc, se nasc pentru ca să trăiască. Și viața le este oferită, darul lui Dumnezeu le este oferit. Numai cei care chiar nu vor să primească viața vor rămâne în moarte. Dar altfel, viața este la îndemâna tuturor, pentru că viața le-a fost arătată. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Mântuitor și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Suntem confruntați cu miracolul existenței noastre. Și felul nostru, acesta de a judeca, nu ne arată altceva decât incapacitatea noastră de a înțelege miracolul lui Dumnezeu. Suntem incapabili de a înțelege, incapabili de a fi de acord, incapabili de a crede în Iisus Hristos. Evrei, capitolul 10, cu versetul 5. Textele respective nu sunt altceva decât o trecere în revistă a ceea ce Scriptura vorbește în mod magnific despre momentul ăsta al Betleemului. Deci, Evrei 10 cu 5. De aceea, când intră în lume, el zice. Când? Cum se numește evenimentul Betleem? Intrarea lui în lume. Nu e nașterea lui din lume. Este intrarea lui în lume. Și textul vorbește mai departe. N-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit un trup. Tare frumos. În condiția acestei expuneri la minunea lui Dumnezeu, vreau să vă invit să deschideți cu mine textul sau cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, pentru ca să rămânem acum numai la capitolul 1. La început, era
cuvântul. Geneza capitolul 1 ne spune că la început era... Geneza capitolul 1, versetul 1. La început era Dumnezeu și folosește termenul Elohim la plural. Aici Ioan spune la început era cuvântul și folosește Logos cu referire la Domnul Iisus Hristos. La început era Domnul Iisus Hristos. Pentru ca să înțelegem foarte bine identitatea între Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ar fi Geneza și dacă n-ar fi decât Evanghelia după Ioan, atunci mărturia inspirației este că la început primul a fost Iisus Hristos. Foarte provocator. Geneza, inspirația prin Moise, se spune la început a fost Dumnezeu, Elohim, făcând referire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La început era cuvântul. Și cuvântul era împreună cu cine? Cu Dumnezeu. Ca să fie limpezi lucrurile și ca să ajungem să înțelegem de ce în Geneza se spune la început Bereșit bara Elohim. La început era Dumnezeu. Era Elohim. Plural. Era cuvântul împreună cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Adică, frații mei, nu există o ierarhie. Nu există unul mai mare, unul mai mic. Există un singur Dumnezeu. Cuvântul și Dumnezeu împreună și de același fel. El, adică cuvântul, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Vreau să vă întreb, există vreo stea în univers făcută fără Domnul Iisus Hristos? Poftiți? Nu. Prin reducere la absurd, într-un mod incompetent în întrebarea mea, și vă rog să mă iertați, dar doar de dragul sublinierii, ce anume în universul acesta a fost creat de Tatăl? Aveți dreptate, totul. Sau n-aveți dreptate? Nimic. Pentru că toate au fost făcute de Tatăl împreună cu Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Adică prin Fiul. Nu, nu sunt despărțiți. Și de asta am spus, întrebarea mea reflectă incompetența mea. Modul meu limitat de a gândi, în care în structura, în lumea mea, nu poate să fie decât unul primul, iar celălalt obligatoriu trebuie să fie al doilea. Așa e lumea mea. Și ca urmare, așa gândesc eu. Dar lumea lui Dumnezeu nu e așa. În lumea lui Dumnezeu, amândoi erau primii. Amândoi erau cei din tâi. Amândoi participau la creațiune, amândoi creiau, dar factorul care a dus la existență lumile este Domnul Iisus Hristos. Și știți de ce îmi place lucrul acesta? Mi-e teamă că nu voi termina tot ceea ce aveam de gând să termin în seara asta, pentru că este un gând care mă absoarbe de fiecare dată. Pentru că toate lucrurile create în universul ăsta s-au reflectat mai întâi în Domnul Iisus Hristos. Textul biblic spune că în El își are rădăcina orice familie din cer și de pe pământ. Cu alte cuvinte, orice existență din cer și de pe pământ își are rădăcina, își are originea în El. Să vă spun ce am înțeles. Atunci când am citit despre cel din tâi Adam și despre cel de-al doilea Adam, atunci când Apostolul Pavel spune că noi purtăm chipul lui Iisus Hristos, adică al celui de-al doilea Adam. Da. Primul Adam a fost făcut după chipul celui de-al doilea Adam. Astfel încât cel de-al doilea Adam e înaintea primului.
Vorbesc încâlcit? Sau e simplu? Adică, descifrat ar fi, știți, Adam a fost creat după chipul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, știți, orice operă de artă are un prototip. Are un prototip. Spre exemplu, noi de foarte multe ori am vrut să facem o biserică aici. Și de fiecare dată când am vrut să facem o biserică, ne-am întrebat, bine, dar cum o facem? Și am venit cu machete. Am venit cu machete video, cu ele făcute piesă cu piesă. În momentul în care s-a stabilit creațiunea omului, vreau să vă întreb, a fost făcută vreo machetă? Adică, bine, dar cum va apărea omul? A fost făcută vreo machetă? Da sau nu? Da sau nu? Bun. Numiți macheta. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos a întrupat în sine trupul lui Adam. Și nu numai trupul lui Adam. Ființa lui Adam. Și Tatăl și-a găsit plăcerea în această existență adamică. Astfel încât Domnul Iisus Hristos va purta în veșnicie acest prototip. În veșnicie va purta chipul acesta, purtând sau trăgând în trupul său urmele cuielor și ale pătimirii. Cu toate acestea, el rămâne prototipul existenței noastre. Și când chipul nostru s-a deteriorat și am căzut și așa mai departe, a venit el pentru a ne aduce aminte de cine suntem. Că dacă n-ar fi venit el să-mi spună cine sunt, n-aș fi știut niciodată datorită unde ajunsesem. Ce dar ne-a făcut Dumnezeu. Vă dați seama, dacă n-ar fi venit Iisus Hristos, noi n-am fi știut cine suntem, cu alte cuvinte, n-am fi pierdut pe noi înșine. Nu în zadar vorbește Pilat la un moment dat și spune, iată, ecce homo, iată omul. Își revenise omul, venise din nou omul la noi, omul pe care îl pierduse. Ce bătălie extraordinară pentru existența noastră, pentru ființarea noastră, pentru a nu dispărea și pentru a fi salvați în veșnicia acestui univers. În el, deci toate lucrurile au fost făcute prin el, nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Fraților, sunt termeni care depășesc filozofia umană. Aici nu este filozofie speculativă. Aici este filozofie existențială. Ni se dau niște detalii care definesc viața, care definesc totul. Vă aduceți aminte cum a început creațiunea? Creațiunea începe cu, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și apoi, Dumnezeu a zis să fie lumină. Și așa a început creațiunea. Și noi ne imaginăm că lumina respectivă a fost energia care a făcut să doar să se deosebească lumina de întuneric. Iar aici textul spune că a venit nu doar lumina, a venit viața. Vă dați seama? A venit viața pe pământul acesta. Și viața a început creațiunea. Tot ceea ce s-a întâmplat în cele 7 zile reprezintă
acțiunea directă acelei forțe existențiale numite viață în acest univers. Nimic n-a fost doar o energie, o emanație simplă a unei energii fizice în universul acesta. Nu, a venit lumina. Adică cine? În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Despre cine e vorba? Domnul Iisus Hristos. Venise Iisus Hristos. Când a venit lumina, s-a zis și s-a făcut lumină, venise Iisus Hristos. E tare frumos. Cei ce se împotmolesc în creațiunea în 7 zile, nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Nu știu ce înseamnă logosul pe care Dumnezeu l-a rostit în momentele respective. Nu știu puterea logosului care poruncește și ce poruncește ia ființă. Evident, nu pot să înțeleg de ce ființa umană simte nevoia să-L compare pe Dumnezeu cu sine și să zic așa, dacă eu nu pot să fac treaba asta, deci dacă eu sunt palavragiu la nivel de cuvinte, tot universul trebuie să fie așa, adică Dumnezeu nu poate să zică și să se facă. Trebuie să fie ca mine, adică să vorbești și să nu se întâmple nimic. Nu, dragii mei, dincolo de cușca noastră existențială, de zidul acesta al păcatului, există o realitate în care cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri și mai puternic decât orice ne putem imagina. Deci, în primele versete, Ioan nu face altceva decât ne trimite la creațiune. Asta face. Apoi, după ce termină creațiunea, vă rog să observați cu mine un lucru care m-a uluit zilele astea când m-am uitat și eu mai bine la capitolul ăsta. După ce amintește despre creațiune, amintește despre lumină, amintește despre venirea Domnului Iisus Hristos, amintește despre faptul că între lumină și întuneric este o luptă și că lumina biruiește întunericul și întunericul n-a biruit lumina, versetul 5, versetul 6, spuneți-mi unde sare, că există un mare salt la Ioan Botezător. Păi bine, mă frate, de la creațiune, momentul, minutul, secunda următoare este venirea lui Ioan. Până la venirea lui Ioan nu mai e istorie. Este istorie sau nu este? Este. Și atunci de ce nu contează? De ce după creațiune, după venirea luminii, a lui Iisus Hristos, după aceea imediat zice a venit un om care să mărturisească despre lumină și omul ăsta era Ioan Botezătorul. Păi stai puțin că Ioan Botezătorul a venit la 4.000 de ani după creațiune. Păi ce faci cu ăștia 4.000 de ani? Și textul biblic spune că în Romani, dacă aveți Biblie, folosiți-o, că ne aduce aminte. Romani, capitolul 3, cu versetul 25, spune pe el, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui. Și acum fiți atenți. Își trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Ce a făcut? Ați reținut? Ce a făcut Dumnezeu? A trecut cu vederea păcatele dinainte. Cât timp? 4.000 de ani. Nu că n-ar fi existat păcatul. Nu că l-ar fi tratat cu ușurință. Nu despre asta este vorba. Dar vă rog să observați, în maniera în care prezintă Ioan, Domnul Iisus Hristos, când s-a întrupat aici, El n-a venit ca la o omenire căzută în păcat. El a venit ca la ai Lui. Ca și cum ar fi fost imediat după creațiune. El n-a venit aici ca la niște vrăjmași. El n-a venit aici ca la cei ai Lui Satan.
Deși mai târziu Domnul Iisus Hristos le spune, zice, tatăl vostru este diavolul. Dar când a venit aici Domnul Iisus Hristos, el n-a venit ca la o omenire care este patronată și care are rădăcinile și a căror tată este diavolul. Nu, el a venit aici ca la cei care tocmai îi crease. Și îi crease cum? Desăvârșiți. Și a venit la ei socotindu-i cum? Neprihăniți. Socotindu-i neprihăniți. Deși nu erau neprihăniți. Și de-aia s-a născut ca un prunc în iesle, ca și cum toate lucrurile ar fi fost edenice. Ca și cum aici ar fi fost paradisul. Darul pe care ni l-a dat Dumnezeu nouă a fost un dar care se potrivea foarte bine cu paradisul, cu Edenul. Dar nu cu lumea asta noastră. De asta lumea nici nu poate sărbători acest lucru, pentru că nici nu-l poate înțelege. Lumea i-a pierdut sensul, i-a pierdut valoarea și i-a pierdut și realitatea. Mâncăm la mesele noastre singuri. Sărbătorim singuri. Ne aprindem becurile singuri, ne flatăm singuri, ne simțim bine singuri, uitând de darul lui Dumnezeu. Despre Ioan Botezătorul se spune, el a venit ca martor care să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. E foarte greu să fii martor despre lumină. Ce să spui despre lumină? Pentru că lumina nu se vede ea însăși. Ea este aceea prin care se văd toate lucrurile, dar lumina nu se vede. Ce să mărturisești despre lumină? Cum poți mărturisi despre lumină? Și textul spune, Ioan a mărturisit că nu este el lumina. Simplu, a zis, nu sunt eu. Nu știu ce să vă spun. Va veni altul mai mare după mine. Fiți gata. Fiți atenți, vine, nu știu ce să vă spun, știu doar atât, că nu sunt în stare să-i dezleg șireturile. Și toată lumea s-a tras înapoi în așteptarea celui ce avea să vină. Și n-a venit măreț. N-a venit măreț, a venit într-o manieră în care nu l-au cunoscut. Versetul 10, el era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Trei lucruri care țin de absurd. Dumnezeu a făcut lumea după chipul său, el era în lume, iar lumea făcută după chipul lui nu l-a cunoscut. Mai pe limbajul nostru. Spuneți-mi, vă rog, când Adam a deschis ochii pentru prima dată, pe cine a văzut? Pe Iisus Hristos. Și în felul ăsta este ca și cum s-ar fi uitat în oglindă, că s-a văzut pe sine. Pentru că el era copia lui Iisus Hristos. Apoi când vine Iisus Hristos, puțin mai încolo, e adevărat, 4.000 de ani, dar în etapa a doua, Adam nu-l mai cunoaște. Cum e posibil amnezia asta? Că l-ai văzut, l-ai știut, trăiești în armonie pentru el. El era viața. Viața ta. Atât de aproape de tine încât zice că era lumina oamenilor. Era... Cum te-ai ajuns să nu-l mai cunoști? Și dacă realizați, de asta este marea problemă pe care Domnul Iisus Hristos o identifică peste tot. Duceți-vă de la mine pentru că nu vă cunosc. Nu l-au cunoscut. Asta e marea problemă. Ajung să nu-l mai cunoască. De ce?
Versetul 11, a venit la ei săi. Și ai săi nu l-au primit. Dacă n-ar fi venit, n-ar fi avut păcat. Dar cum să nu-l primești? Cum să nu-l primești când e al tău? Înțetat. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat cu mintea noastră? Ce s-a întâmplat cu percepțiile noastre? Ce s-a întâmplat? Dacă veți citi primele scene de la botezul Domnului Iisus Hristos a doua zi, când ucenicii lui Ioan s-au dus să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, versetul, capitolul 1, versetul 36 zice: Ioan, pe când privea pe Iisus umblând, Mântuitorul umbra printre ei. Doamne, e a doua zi, avusese loc botezul. De ce te plimbi printre ei? Ai vreun scop? Cauți ceva? Umbli în stânga, umbli în dreapta, umbli în stânga, umbli în dreapta, stai de vorbă cu unul, stau de vorbă cu altul. Ioan Botezătorul se uită la el, pe Domnul, la Domnul Iisus Hristos, care parcă caută ceva, caută ceva, caută ceva și nu găsește. Practic, el se expunea privirii celor din jur. Ioan Botezătorul strigă: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul spune: despre acesta vă spuneam eu că el este. Ioan Botezătorul spune, îl arată cu degetul, toți ochii se uită spre el și nimeni nu îl vede. Iar el se plimbă printre ei, se expune mereu și mereu: priviți-mă! Ce se întâmplă? De ce nu-l vezi? Nu-i la fel și cu Crăciunul de azi, cu X-măsul ăsta? Vedem orice, prea multe lucruri de jur împrejur și Mântuitorul trece și nu-l vede nimeni. Dureroasă, dureros raport, dureroasă descriere. Și singurul lucru frumos cu care aș vrea să închei este ceea ce urmează. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul. Vreau să vă opriți puțin, deși timpul a trecut. Opriți-vă puțin cu mine. Ce aia le-a dat drept? Ce înseamnă să ai dreptul? Ține de dreptatea divină. Înțelegeți? Ține de natura dreaptă, de justiția lucrurilor. Ca cei ce cred în numele Lui să devină fii ai Săi. Ține de justiția lucrurilor. Odată cu nașterea Domnului Iisus Hristos, se produce această justiție, această dreptate, această extraordinară nouă realitate. Că ființele umane, alienate, care n-au fost în stare să-L cunoască, sunt aduse din nou în familia lui Dumnezeu și le-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu. Iar textul care urmează e și mai dramatic. Totul e dramatic în capitolul 1. Absolut totul. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om. Cu alte cuvinte, dragii mei, n-am fi fost capabili nici măcar să vrem nașterea din nou. În firea noastră veche nu eram capabili să o vrem. Din punct de vedere al voinței noastre, eram incapabili să dorim. Din punct de vedere al mușchilor noștri,
ne-ar fi fost bine singuri. Dar sărbătoarea Crăciunului nu este altceva decât cea mai bună demonstrație a faptului că ne simțim bine singuri. Din nefericire, asta a devenit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Ioan vorbește profetic și spune că avem dreptul să-L vedem din nou, să-I privim slava și să-L recunoaștem pentru a fi asemenea Lui. Amin. Sfinte Tată, în numele Celui care s-a făcut frate cu noi, Domnul Iisus Hristos, pentru ca noi să putem să fim frați cu El, venim în seara asta, te rugăm, Părinte, să ne ajuți să putem înțelege care este lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea dragostei Tatălui pentru noi, atunci când ni L-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru darul Tău nespus de mare în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că am fost dăruiți în felul acesta și comoara aceasta a cerului ne face să merităm să trăim înaintea feței Tale. Am dorit, Părinte, să sărbătorim în viața noastră această naștere a Domnului Iisus Hristos prin nașterea din nou, prin nașterea Lui în viața noastră. Fă, Doamne, ca nu sărbătoarea cu brazi, cu lumini, cu mâncare, să ne placă. Și ajută-ne, Doamne, ca sărbătoarea cu Tine să ne aducă fericire. Și născuți din nou, să Te purtăm ca o comoară în viață, până când viețile noastre vor fi asemenea Ție. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.